pun în context, doamna Șoșoache era împreună cu Ciubuc, cu celebrul Cioban Ciubuc, parlamentarul Ciubuc, numai acolo umblă după aia. Și poate că se va auzi și vocea lui la un moment dat, să știți cine e din spate cumva. Hai să vedem ce s-a întâmplat acolo, că e foarte tensionat ce veți vedea. Este de ani niciun ăla din față spre mie stătață, că mă tacă te-a făcut, nu te-a avortat înainte. La gorulului Corea. Nu, lasă-mă, lasă-mă. Dom'le, vorbim de emisiuni, venim în Londra. Dar e un moment comemorat. Rușine să vă fie. Deci, practic, cuvinte dure adresate de doamna Șoșoacă, viitorul președinte al României. Dar în puține. Condițiile... Poftim? Dure, dar puține. Puține, dar... Puține, nu s-a exagerat. Perfect, da. Cu lărgirea câmpului lexical. Lexical, da. A fost simplu, da. Da. Rușine cu tare. Deci la mormântul Avram Iancu s-a întâmplat această situație. A fost și un moment tensionat petrecut între doamna Șoșoacă și cineva de acolo. S-a făcut apel. Domnul ăla, de-l vedem, s-a întors. Deci, doamna asta care este mare în creștinată... Păi e împotriva avortului. Păi da, vezi, aici era în favoarea. E împotrivă când o întreb de avort. Altfel, uite, vezi, când vorbește de avort... Dar ce i-a spus? Că trebuia să te avorteze mama ta sau ceva de genul ăsta. Păi, deci e de acord? În primul rând, mă uit la domnul acela și îmi dau seama că ar fi fost cu încălcarea legii. Avortul în cazul său. Că e născut, pare că e născut după decret da, și da. Deci îți puneai viața în pericol, riscurile erau foarte mari. Dar doamna Șoșoacă e de acord cu întreruperea voluntară a sarcinii? Pare că n-are nicio importanță dacă e de acord, dacă pare că este într-un haos. Ea și toți urmăritorii săi sunt într-un stare de haos continuă. Deși nu e de acord cu avortul, zice că ar fi trebuit să se întâmple în cazul nu știu cui. Eu mă cred că am cu totul și cu totul altă curiozitate. De la creier, e acolo? Decât poate ar trebui să am în primul. Deci am văzut în spate, ușor în diagonala doamnei Șoșoacă, în spate așa, pe președintele de la Noua Dreaptă. Aha. Și, curios, Noua Dreaptă cu Șoșoacă sau pur și simplu erau și reprezentanții acestei organizații, partid, înființat, mă rog, în urmă câțiva ani s-a transformat și în partid, când... La fața locului, pentru că era un eveniment. Da, că e cu asta, e o tradiție, dar înainte de Șoșoacă merg naționaliștii la mormântul lui Avram Iancu.